Arta populară românească este tema unei colecții de modă și parfumuri pariziene în sezonul primăvară-vară 2021. Colecția, numită Couleur Roumaine, este un proiect al casei de modă și parfumuri Fragonard, care onorează în fiecare an cultura unei țări prin produse și creații specifice acesteia. Colecția, dedicată anul acesta României, este rezultatul unui parteneriat între casa de parfumuri franceză și grupul La Blue Roumaine, care a adunat în jurul ideii mulți creatori români de artă populară, participanți la acest proiect prin creațiile mâinilor lor. Mie îmi place, știi, ceea ce fac, știu că o să iasă bine, mă, dacă mie nu să... Contează că îți faci ce îți place, aia contează. Am avut o satisfacție a faptului că ceea ce lucrez este plăcut ochiului și mă bucur foarte mult că au pus multă amprentă pe povestea din spatele fiecărui obiect, drept care vizitatorii magazinului vor putea practic să vadă un pic din tradiția și din cultura poporului român. Colecția Couleur Roumaine, plină de culoare și vitalitate, include obiecte dintre cele mai diverse, create de meșterii noștri artizani, de la ceramică la covoare tradiționale, accesorii, rochii și cămăși populare, linguri de lemn sau perne cusute de mână, care vor putea fi admirate și cumpărate de publicul francez. I-am cunoscut pe doi dintre acești meșteri populari din județul Mureș, Marinel Diorfi, un tânăr olar care a reînviat prin mâinile sale vechea tehnică a ceramicii de saschiz, și Marc Tudose, sculptor de linguri populare la Sighișoara. Ne-au vorbit despre surpriza de a fi incluși în colecția franceză și ne-au spus că ea nu este doar o cale de promovare a culturii tradiționale românești, ci și împlinirea unor proiecte personale la care lucrează de ani buni. Marinel Diorfi a reînviat, alături de Fundația Adept, ceramica de saschiz, dispărută de două secole, iar sculptorul Marc Tudose a adunat în munca sa de documentare câteva mii de linguri realizate de meșteri populari din toată țara. Asta e unul din principiile mele, care spunea că orice lucru fără o poveste este neterminat și simt că dacă nu ar fi și explicația motivelor pe care le-am pus eu pe lemn acolo, aș trimite obiectul cumva incomplet. Se spunea că atunci când barza își face cuib pe casă, se spunea că o protejează de foc, de ape și hoți. Cocoșul reprezintă speranța, pentru că el salută fiecare răsărit de soare, în timp ce bufnița reprezintă înțelepciunea, pentru că vede acolo unde oamenii nu văd. Cele două de ei sunt linguri ale îndrăgostiților sau ale dragobetelui. El era considerat logodnic al păsărilor. Aproape toate motivele pe care o să le vedeți în România cu două păsări, de regulă sunt ale îndrăgostiților. Excepția o face aceasta, care are un simbol al maternității, cu mama care crește puiul, iar coroana de sus reprezintă unitatea familiei, ținută de către mamă. În toată zona, deci se făcea ceramică albă cu albastru peste. Și cei de la saschiz deja au văzut că e prea multă ceramică de asta, gen pe piață, albă și cu albastru peste. Ei au vrut să facă o inovație. Ce s-au gândit? Hai să facem noi inversul ceramicii. Că ceramica gen obișnuită, tradițională, care se făcea în zone, era albă și pictată cu albastru. Erau diferite, tot așa ca la noi, monstre. Și ce-au făcut? Au zis, hai să facem inversul. Să facem ceramică albastră și să fie, nu să fie pictată cu alb, să fie scrijelită. Și așa au scrijelit-o și au făcut-o pe albastru. Deci a fost inversul la tot decorul și toată ceramica ce a fost făcută. Ei au venit aici, au beneficiat de sprijinul și de deschiderea noastră, au discutat și cu Marinel dacă poate să facă anumite obiecte. Noi modelele le luăm dintr-o carte a ceramicii transilvanene, în care se află și modele din ceramica veche de saschiz. Marinel a zis că poate să facă acele obiecte, am trimis câteva mostre și așa se face că am fost selectați, dar vă spun, personal nu este un merit, ca Fundația Adept cred că este o recunoaștere a activităților pe care noi le avem aici în zonă de mai bine de 15 ani. Anul 2021 a fost dedicat României.
Și mai mult de atât, ne bucură faptul și ne dă o satisfacție deosebită ca efect a realizării și împlinirii proiectului, faptul că au ales ceramica din Saschiz alături de alte obiecte de artizanat din țară. Și acolo sunt prezentate undeva la peste 700 de obiecte exponate, vase, duse de la noi din Saschiz, produse la atelierul nostru de ceramică. Au început, să zic așa, un soi de research, o căutare prin România și, spre bucuria mea, au ajuns și la Sighișoara, unde au fost impresionați de lingurile noastre cu povești. Drept care, undeva din luna martie, în celebrul lor magazin, vor fi expuse și câteva modele din lingurile pe care eu le lucrez. Acum folosim un fel de caulină, ceva, un fel de argilă mai rezistentă, ceva cu porțelan în interior, dar acum 200 de ani se folosea lud local, adică se folosea ludul local scos aici de pe câmp și se anguba farfuria cu alb și apoi peste albul ăla se pune albastru și se scrijelea în culoare albastră până se dădea de angoba albă. Deci era un proces nu atât de simplu, fiindcă aveai foarte multe arderi și aveai și greutatea să ții echilibru gen decorului ca să nu intri în tot materialul. Una din lingurile pe care îmi place foarte mult să lucrez este lingura norocului. Se spunea că atunci când barza își face cuiul pe casă, se spunea că o protejează de foc, de ape și hoți. Au ales pe lângă lingura norocului un simbol al speranței, reprezentat de cocoș, un simbol al înțelepciunii, reprezentat de bufniță, și un simbol al primăverii, reprezentat de pupăză. Povestea reînvierii ceramicii tradiționale de Saschiz seamănă cu un scenariu de film. Fundația Adept Transilvania a venit cu ideea după ce a descoperit că vechea ceramică de Saschiz, cu fondul său albastru caracteristic și modele scrijelite în lutul alb, nu se mai producea de 200 de ani. A căutat parteneri, a făcut rost de resursele necesare și a școlit câțiva tineri într-un atelier de ceramică din Anglia. Iar în 2015, roata olarului din Saschiz a început să se învârtă din nou. Atunci, chiar la începuturi, noi am făcut un studiu de evaluare a resurselor zonei. Am început, e drept, de la resursele naturale, de la biodiversitatea deosebită de aici, din zonă. Dar, bineînțeles că ne-am orientat și spre comunitate, spre ce meșteșuguri, ce cunoaștere tradițională există în zonă, și așa am descoperit că, la un moment dat, în istorie, aici s-a făcut ceramică de Saschiz. Așa a și fost cunoscută în zonă. Originea ei se bănuiește a fi din Boemia de Jos sau din Moravia, pentru că au apărut niște vase acolo, dar cercetătorii au găsit că există o absență a ceramicii de Saschiz cam de vreo 30 de ani, deci o generație de olari ar fi. Ei bine, de când a dispărut ceramica de Saschiz din Saschiz și până când am reușit noi să o renaștem, au trecut mai bine de 170 de ani, pentru că ceramica aceasta a dispărut cam la început de secol 19. Noi știam că a existat o breaslă la meșteșugarilor olari aici în Saschiz, în baza cercetărilor, studiilor pe care le făcuserăm, și în momentul în care toate piesele, ca într-un puzzle, s-au potrivit, am făcut astfel încât să fie posibil să punem din nou pe piață acest tip de ceramică foarte apreciată la vremea respectivă. Prima dată când m-am pus la rotă, eu mă gândeam că mă duc undeva unde se face gen la mașină, nu știam că mă pune undeva la rotă tradițional. Mă gândeam că ca la noi la fabrici, să te pune undeva la o mașină, lucri la mașină, nu știu ce. Și când ajung în atelierul ăla de acolo, văd vase tare frumoase, văd farfurii de diferite modele, ghivece, și mă gândeam, la ce mașină le face, unde e mașina care se face. Și vine maestru la mine și zice, nu, Marinele, într-o bună zi o să poți să faci și tu așa ceva.
Mă uitam așa, da, unde e mașina? Unde e mașina? Unde se face ăsta? Și au zis, uite aici, uite la roata asta. Era așa, gen ca roata asta, numai că avea un fel de cuvă care te pune cu picioarele. Și eu mă uitam așa la el și ziceam, dar cum? Că nu știu dacă o să pot să fac la asta. Că lasă că o să vezi tu, că o să poți. Mi-au dat 10 kg de lut ca să mixez dintr-o dată. El mi-a rotat o singură dată și mi-a zis, nu, Marinele, te pui la roată. Și acum, cum faci, așa faci. Mi-a dat să fac niște suporturi de lumânare. Undeva în 2015 au reușit să dea drumul atelierului și încet, încet au început să producă, să facă vase, caracteristica și specificul acestor vase fiind albastru de cobalt, care este de fapt un albastru de saschis, aici s-a inițiat prima dată. Meșterii olari undeva la 1700 aveau aici la noi cel mai mare centru. După aceea se pare că au plecat la Corund, au găsit acolo alte facilități în acea vreme. Însă după aceea acest meșteșug s-a cam pierdut și acum, în acești ani 2015, a fost de bun augur faptul că s-a dorit revitalizarea acestui meșteșug, producerea vaselor din ceramică. Mă bucur că s-a reușit la Saschiz revitalizarea unei vechi tradiții, o tradiție mai puțin cunoscută, și anume a prezenței unui centru de ceramică. Este o tradiție care datează din secolul al XVII-lea, fiind, să spun, apanajul unei grupări religioase cunoscute sub numele de Haban. Deci este vorba de niște anabaptiști originari din zona Boemiei care ajung în secolul al XVII-lea în Transilvania. Ei vin în Transilvania deoarece erau un teritoriu al toleranței în acea vreme de conflicte religioase. O parte din ei vor deveni meșteri steclari la Porumbac, lângă Sibiu, iar alții vor ajunge în zona aceasta a Saschizului și vor pune bazele acestei frumoase ceramici zgravitate. Scopul acestei fundații, Camelia Bodnar, era să redea un sprijin sau să-i ajute pe cei care au pornit greșit în viață să se readapteze. Astfel, copiii care proveneau din familii dezorganizate, care, consumaseră droguri, o luaseră pe o pantă greșită, în cadrul programelor Fundației Camelia Bodnar, puteau să învețe o meserie. Între meseriile acestea pe care le aveau ei la dispoziție era și aceasta de olar. Ei ne-au contactat, de fapt noi am intrat în oarecum în comunicare cu ei. Primăria de aici ne-a ajutat cu un spațiu pe care l-au amenajat. Noi am utilat spațiu și am făcut câteva selecții de personal care să meargă și să studieze în Anglia cu meșterii de acolo, reinventarea acestei tehnici de ceramică tip sgrafito. Mulți au fost elevi practicanți acolo, dar unul singur a rămas. Acesta este Marinel Gheorfi, colegul nostru, care este dedicat, e pasionat, este deschis, destupat la minte, cum se spune, dornic să facă o meserie, să promoveze satul în care trăiește. Și noi ne bucurăm să-l avem și ne bucurăm de energia și de tinerețe și de tot ceea ce el întreprinde pentru ca să facă o ceramică frumoasă de Saschiz. De azi, că a fost o experiență pentru mine cam, cum se zice la noi, fain. Adică, da, am avut și greutăți, fiindcă să faci același lucru în fiecare zi e cam greu, dar așa înveți. Cum zicea, practice make perfect, adică așa noi așa am învățat, adică noi tot am exersat și ne-am făcut specialiști. Cât timp ți-a luat să înveți, să poți să zici că știi să faci un deci la un olărit niciodată nu poți să zici că gata, știu tot, pot să fac tot. Asta o înveți pe parcurs, în parcursul anilor.
că și mai greșești și cum să zice greșeala, e cel mai bun profesor. Așa cu cel mai bun profesor, fiindcă din greșeli înveți. De exemplu, dacă să zicem farfuria asta mi se creapă la cuptor, eu îmi dau seama din ce cauză mi s-a crepat, numai din cauza că văd cum mi s-a crepat. Adică, uite cum mi s-a crepat din cauza că am avut o pietricică în lut. Gata, trebuie să fac cumva să-l purific, să nu mai am pietricică în lut. Sau mi s-a crepat că am pus prea multă glazură albastră pe farfurie. Ne-am gândit foarte bine și unde ar fi spațiul cel mai potrivit pentru acest atelier. I-am ajutat în sensul că l-am adaptat, l-am mai aranjat, l-am pus la punct cât de cât ca să corespundă și în rest dotarea, pregătirea personalului și tot ce a urmat după aceea a fost făcut de Fundația Adept împreună cu Fundația Cameliei Bodnar. Bani privați, bani din societăți cu capital privat, fără contribuții publice. Pe lângă faptul că e o normalitate să reînvii un meșteșug, orice breazlă care a fost la noi, că au fost foarte multe brezle, era recunoscut schizul cu tot felul de meșteșuguri, cu cojocar, cu pielar, cu tâmplar, cu... Aproape avion puteai să-ți faci în schiz pe vremea sașilor, dacă doreai. Deci aveai meșteri din toate categoriile. E mare lucru că a demarat acest proiect și a reușit să ne promoveze. A fost un centru care a evoluat și, din păcate, în ultima sută de ani a dispărut, fiind ceramica vizibilă doar în muzee. Inclusiv în patrimoniul muzeului nostru avem ceramică de saschii, specific cu ei este această ceramică scravitată, care, se spune, are o serie de modele, cum ar fi pasărea și o serie de flori, în special laleaua. Faptul că s-a reușit revitalizarea acestei tradiții, în primul rând, ne bucură și considerăm că aduce o plusvaloare a zonei din care face parte atât Saschizul cât și Sighișoara și practic punem mâna pe această farfurie nou creată, ne trezește, să spun, un sentiment al unui întoarcere în trecut. Deci practic această ceramică nu era folosită ca veselă săptămânală, ci ajuta la decoratul casei și probabil că era și în, să spun, patrimoniul zestrea unei tinere fete care își întemeia o gospodărie după căsătorie. Nu poate decât să ne bucure și să-i dorăm mult succes atelierului și celor care au gândit refacerea acestui atelier, care am înțeles că începe să bucure de succes. Cercetătorii au dedicat studii. Care ar fi fost tehnica? Cum s-a făcut? Probabil că dispariția a fost simplă din motive economice. Că au venit la un moment dat habanii și ei aveau o ceramică mult mai colorată, mult mai ușoară decât aceasta. Și cred că și tehnica aceasta era destul de dificilă, pentru că mai mulți ceramiști au încercat să reinventeze, să refacă acest procedeu, dar necunoscând exact tehnica, nu au reușit. În primul rând, farfuria o faci. Să zicem, uite farfuria asta. Mixezi ludul, faci bile de diferite greutate, adică gen, dacă ai farfurie de 26 de centi, cum trebuie să o fac eu aici, pui, să zicem, o cantitate de 1 kg. Dacă ai ceva mai mare, depinde de diferite obiecte, pui și cantitatea lutului. După ce ai făcut-o, să zicem, la rotă, o iei jos de pe rotă, o lași la uscat în jur de 24 de ore, dar depinde de temperatura camerei. Nici prea cald, să nu fie nici prea rece, deci să fie așa potrivit. O lași 24 de ore și când, după ce ai lăsat 24 de ore, când e între uscată, o iei, o finisezi, îi dai o formă finală, adică mai iei mai mult din fund,
mai iei un pic de aici, să-i dai așa o formă finală, să arate plăcut, după aceea îl lași în jur de 48 de ore la uscat. După ce ai lăsat-o 48 de ore la uscat, o iei și o glazurezi cu albastru, deci pui glazură albastră peste farfurie și apoi o lași are 24 de ore la uscat, ca să poți și să o scrijelești după aia. Și când îi intră iar uscată, cu glazura pe ea, începi să decorezi prima dată cu creionul, ce decor vrei să faci, ca de la păsări, la lele sau ce-i de aici specific, după aceea începi să scrijelezi zgârii în culoare albastră până de ludul alb. Încă există dezbateri, să știți, în legătură cu tehnica, dacă este sgrafito, adică Ianoș Pop, Pop Ianoș, pe la sfârșitul secolului 19, pe la 1880 ceva, spunea că se făcea vasul din argilă, după care se punea un strat de angobă albă, se lăsa la uscat angoba, după care se dădea acest strat de angobă albastră de cobalt, albastru-cobalt, și apoi se zgâria desenul, care poate să fie un motiv din natură, stilizat, că e pasăre, că e floare, că e strugure, viță de vie. Deci, te vezi, de exemplu, am aici o monstră. Asta a fost deja scrijelită. După ce am scrijelit-o, iar am lăsat-o la uscat în jur de, cât să zic, 48 de ore, depinde de cum e temperatura camerei. După ce am văzut că s-a uscat, am ars-o la 1000 de grade. Deci asta vine culoarea la 1000 de grade, biscuitată. Și după ce am biscuitat-o, așa se vede, deci are așa un... Nu-i nici albastru, e un albastru mai deschis. Și după ce am biscuitat-o, mai mă uit să văd dacă are gen scrijelitura bine, că poți să mai modifici un pic, dacă să zicem n-ai scrijelit destul de tare, că e riscant și să scrijelești tare, că îl poți crepa vasul, îl mai verifici un pic aici, cu un instrument în fier sau ceva de genul, să mai cureți un pic orificiile sau ceva, să nu-ți fie rămas urme, și după aceea o iei și o bagi în glazură transparentă albă. Și după ce ai băgat-o în glazură transparentă albă, o bagi din nou la cuptor. Glazura transparentă albă e din sticlă, deci e un fel de praf de sticlă care se topește la o anumită temperatură peste vas și intensifică culoarea asta albastră. Mai curând se folosea tehnica batic, aceea în condeierii ouălor. Adică se făcea vasul din argilă, după care se dădea un strat de angobă albă și pe angoba aceea albă se întindea un strat de ceară fierbinte, cum se fac ouăle încondeate. Apoi se dădea angoba albastră de cobalt și în momentul în care se ardea vasul în cuptor, desenul unde era ceară nu se lipea angoba, ceara era arsă, topită și arsă, și rămânea desenul așa cum îl vedem noi. Prezența în colecția pariziană e o mândrie, dar bucuria adevărată vine din munca de zi cu zi, spun meșterii artizani. Marinel Durfi e preocupat de păstrarea tehnicii, a materialelor și a motivelor autentice în fața falsurilor existente pe piață, iar Marc Tudose pregătește o expoziție la Sighișoara în care vrea să prezinte cele peste 7000 de linguri populare pe care le-a adunat de-a lungul timpului. Problema asta, cred că nu numai la atelierul ăsta de ceramică al meu, e problema și la alte centre de ceramică. Se falsifică și ceramica de Saschi, se falsifică și ceramica de Horezu, și ceramica de Marginea, se falsifică. Fiindcă sunt multe cereri, pentru orice centru de ceramică sunt multe cereri, și să zicem dacă ești din zona, din o anumită zonă, separată de unde se face ceramica, cei o falsifică ca să zică, uite, de exemplu, ca ceramica de Saschis, am ceramică de Saschis, să zicem, tipul din Vaslui sau oriunde, uite, am ceramică de Saschis, vă dau ceramică de Saschis, și așa se face cam peste tot. Sau cum se identificăm falsifică un obiect autentic de Saschis? Cum se identifică un obiect autentic de Saschis că e scrijelit? Odată ce vasul e scrijelit, îi autentic de Saschis, că mulți falsifică, dar le pictează. Aia e greșeala lor. Le pictează. Le pictează și nu le scrijelesc. Deci un obiect autentic de Saschis e scrijelit și e din lud, alt lud, e un lud alb, nu e lud roșu. Muncesc de zor pentru un proiect foarte drag mie, pe care l-am început anul trecut, adică s-a conturat, să zic așa, anul trecut, ideea era mai veche.
Ideea mea este să creez la Sighișoara una din cele mai mari colecții de linguri de lemn din lume, drept care am început de câțiva ani să colecționez linguri de lemn lucrate de majoritatea meșterilor populari din România. Și ce am urmărit prin această colecție a fost cumva să-i pun în valoare pe meșterii lingurari din România, pornind de la ideea că, din păcate, ei și-au expus produsele prin târguri, muzee, expoziții, împărțite în toată lumea, cumva impersonal, iar ideea mea ar fi ca fiecare meșter să aibă cumva locul lui bine definit în această galerie, în care să prezinte ceea ce a lucrat el de-a lungul vieții.